Festivalul plăcintelor în Parcul Iore din București. Gospodine din toate regiunile țării s-au adunat la intrarea de la Biserica Maramureșană, unde îi întâmpină pe vizitatori cu plăcinte proaspete și gustoase, gătite ca în bucătăria de acasă. Rețetele moștenite de la bunici sunt respectate cu sfințenie, iar rezultatul se dovedește pe gustul pofticioșilor. De altfel, mirosul apetisantelor preparate atrage trecătorii ca un magnet. La concurență cu delicioasele plăcinte sunt pastrama perpelită pe grătar și mustul proaspăt stors pe loc sub ochii vizitatorilor. Așteptăm în Parcul Iore, lângă Biserica Maramureșană, la un grătar foarte gustos. Cum vedeți și dumneavoastră, aici la noi pe grătar găsiți preparatele din pește, păstră, vudorada, bibanul de mare, cotletul de somon. Avem și preparatele din pui, pieptul de pui, pulpele de pui și frigăruile din piept de pui. Mai departe avem ceafa de porc și cârnații aceștia trandafir proaspeți, cum sunt aceia de Crăciun. Aici avem o pastramă de berbecuț marinată și sărată, că este timpul pastramei. Târgul din Parcul Iore este deschis până duminică seara, iar intrarea este liberă.